everyone. It's English time. How are you today? I hope you are all doing well and you are safe at home. Bună ziua tuturor! Este ora de engleză. Cred că sunteți cu toți bine și sunteți în siguranță acasă. I'm Gabriela Tsilakidis. I'm an English teacher and this is my colleague Akshay Singh, an Hello. English teacher too. And we will be your English teachers for today. Eu sunt Gabriela Tsilakidis și domnul este colegul meu, Akshay Singh. Astăzi vom fi profesorii voștri de limbă engleză. What are we going to do today? Let's see. Quiz shows, which are very exciting. Să trecem acum la concursurile de cultură generală care sunt foarte frapante și interesante, cum ar fi Who Wants to be a Millionaire? Ok? So, please, Akshay, tell me something about quiz shows. Have you ever taken part to a quiz show? No, Gabriela, I have never really taken part in a quiz show. But yes, of course, I love quiz shows, and especially this show, Who Wants to be a Millionaire? I'm sure many of our audience must have seen it sometime or the other. Okay, thank you. Deci nu am participat niciodată, dar mi-aș dori și probabil că la un moment dat oricare dintre voi ar dori să ia parte la un astfel de concurs. Who wants to be a millionaire? So I'm going to play the video and there are three questions here from the quiz show. Oh, sorry. Oswald! Welcome to Millionaire! Are you ready to go today? Yes, sir! All right, I like that. I like the energy. Well, you're about to face 14 questions. The money value is growing from $500 all the way up to that $1 million. You have your three lifelines, and because it's Whiz Kids Week, we've added a special fourth lifeline just for you called Cut the Question. If you get a question that you don't think you can answer, you can just cut it, and we'll replace it with an easier question. All right? You can use that lifeline up into and including that $50,000 threshold question. All right? Are you ready to roll? Yes. I feel good about this. Let's play. Who wants to be a millionaire? Yes. We're going to start you off with that $500 question. Good luck. Here we go. A geologist would likely be least helpful for answering questions about which of the following? Granite boulders, precious stones, igneous rocks, fruity pebbles. So, geologist covers, like, geo stands for earth. So, geologists would probably be running around answering questions about the earth. Granite is a type of rock, and that's part of the earth. Precious stones you find in rock. Igneous rocks are, well, one of the three classes of rocks. And fruity pebbles, D, final answer. You're right. You got it. There's $500. Good start. All right, $7,000 question. So the first question the boy is being asked is, what question would a geologist be least helpful for answering? La care întrebare ar putea un geolog să fie mai puțin, să reușească mai puțin să răspundă, să nu știe exact? So his answer is... It was a very difficult question. Of course. And I think the correct answer was... Fruity pebbles. Fruity pebbles. Okay? I think good. Fruity pebbles, Gabriela, is a sweet, is a candy. Is a candy, yes. Fruity pebbles. Pebbles înseamnă pietricele, dar fruity pebbles înseamnă și candied. Da? Bombonele, ca să înțelegeți. Deci, geologul nu are nicio legătură cu bombonele, ci cu pietricelele pe care le găsește pe pământ. Bun. The second question, which character from the movie Transformers roughly translates to best first? Care personaj din filmul Transformers poate fi tradus în mod rudimentar ca fiind best first? Primul, cel mai bun. And there is one, if you know. Again, a very difficult question. A very difficult question, yes. And is that Bumblebee? I think not. No, I think we should look at the video. That he's one of the good guys. The name of which of these characters from the Transformers movies roughly translates to best first?
Rampage, Devastator, Optimus Prime, Bone Crusher. So, I'm not a big Transformers fan, but I'm gonna take the clue best first, and my knowledge of Latin prefixes. Best in Latin is roughly optimal. That's where we get the root optimal. And first is like prime, like primary sources, secondary sources. So I'm gonna lock in C, final answer. Really don't like the... So we can pause now the video. No. So his answer is Optimus Prime, because best means... Optimus. Yes, Optimus, and first means... Prime. Prime. Cel mai bun. Primul, cel mai bun. El a tradus din latină. Dacă urmăriți videoclipul, veți observa, este un puști foarte isteț și veți observa că va face asocierile și va găsi imediat răspunsul. Ok, let's move on to the next slide, in which we are going to talk about direct questions and answers. Pe următorul slide vom vorbi despre întrebările din vorbirea directă și despre răspunsuri. Sunt cele pe care le-ați văzut în toate slide-urile până în momentul de față, la interviurile pentru joburi, pentru quiz shows, da? Și atunci când am intervievat o celebritate. Let's have a look what direct questions and answers are. Direct speech is the exact words someone said. Vorbirea directă reprezintă exact cuvintele pe care cineva l-a spus. Direct speech is the exact words someone said. We use quotation marks in direct speech. În vorbirea directă folosim ghilimele, quotation marks. În limba română, ghilimele sunt primele jos și celelalte sus. În limba engleză sunt ambele, și primele și cea a doua, cel al doilea tip, ambele sunt sus. Da? We've got some examples there. The first example, I work for a multinational company, he said. Lucrez pentru o companie multinațională, a spus el, sau zise el. I trained myself for 10 years, Jackie Chan said. Mă antrenez de 10 ani, m-am antrenat timp de 10 ani, a spus Jackie Chan, sau zise Jackie Chan. And I can speak 3 languages, he said to the employer. Știu să vorbesc sau pot să vorbesc 3 limbi străine, a spus angajatorului. Toate aceste exemple pe care le observați între ghilimele reprezintă exact cuvintele spuse de cineva. The exact words someone said, pe care le-a spus ceva în trecut sau poate fi și în prezent, da? Ok, let's move on. Now, we've got two words here, say and tell. Avem două cuvinte, say and tell. În limba română, say and tell înseamnă același lucru, a spune. Say and tell. But in English, we use them differently. Correct. Ok? We use say in direct speech. Gabriela said, this is very difficult. Yes, of course. Este foarte dificil în limba engleză, pentru că în limba română spunem altfel. Am spus ceva cuiva, în limba engleză spunem I said something to someone. We also use say in reported speech when say is followed by the person the words were spoken to. Folosim de asemenea say în vorbirea indirectă când say, cuvântul say, este urmat de persoana căreia îi se spun cuvintele. Da? Vom vedea mai târziu exemplele pentru a fi mai ușor de înțeles. We also use tell in the reported speech. When tell is followed by the person the words were spoken to. Folosim tell, la fel ca say, în vorbirea indirectă, când tell este urmat de persoana către care sunt spuse acele cuvinte. Vom vedea în următoarele exemple cum sunt folosite say and tell. So we've got expressions with say and tell. Avem expresii, da?
care conțin cele două cuvinte, say and tell. Let's take these examples. I'm sure the students will understand better with these examples. Say. We say good morning, we say something, we say our prayers, say so. Say good morning. Spunem bună dimineața. A spune bună dimineața. A saluta. Say something. A spune ceva. Say one's prayers. A spune rugăciunile. Say so. A spune într-un anumit fel. If you say so, dacă spui tu așa. And tell. We tell the truth. We tell a lie. Tell a secret. Tell a story. Tell the time. And tell the difference. Ok, tell the truth. A spune adevărul. Vedeți, nu putem spune say the truth. Tell the truth. Even if the two words are the same in Romanian. Chiar dacă în limba română say and tell înseamnă același lucru. Tell a lie. A spune o minciună. Stop telling lies. Nu mai spune minciuni. Tell a secret. A spune un secret. Tell a story. A spune o poveste, a povesti, tell the time, a spune cât este ora și tell the difference, a ști care este diferența, a face diferență. Now, Akshay, I think we it's time should, to practice. Yes, it's time for practice for our children. Okay, let's practice. Let's see what we've got here. Let me take the first and the second and the third sentence. Mm-hmm, okay. The policeman said that the man was lying. Okay. Second one, Philip - it would probably rain tomorrow. Should it be said or should it be tell? Okay. I think it should be Philip said it would probably rain tomorrow. Okay. And the third one, Susan - let's go out for dinner tonight. This is the direct speech, so I am going to put said out here. Susan said, let's go out for dinner tonight. Okay, very good. And the last one, the fourth, Jim? Jim - me about the party last night. In this sentence, there is me after the gap, so I think I should put Jim told me about the party last night. Is that okay, Gabriella? I think so. Told me. There is something that we are talking about in the previous slide. A fost ceva ce am vorbit în celălalt slide când am spus că trebuie să fie urmat de persoana, da, de pronumele personal căruia îi se adresează. Care era cerința acestui exercițiu? Fill in, say or tell in the correct form. Să completați cu cuvintele say and tell, da, în forma corectă. The policeman said that the man was lying. Polițistul a spus că bărbatul mințea. Philip said it would probably rain tomorrow. Philip a spus că probabil va ploua mâine. Susan a spus, let's go out for dinner tonight. Hai să ieșim la cină în seara aceasta. So this is direct speech. The direct speech. Yes, the direct speech of the exact words of Susan's. Good. And the last one, Jim told me about the party last night. Jim mi-a spus despre petrecerea noaptea trecută, last night. Okay, I'll take the other four. Great. Sentences. Our teacher said he was pleased with our work. Profesorul nostru a spus că este mulțumit de activitatea noastră, de cum am lucrat. Said, a spus, în trecut. Yesterday, my friend said he did not tell anyone my secret. Dacă vă amintiți, expresia este tell a secret. Ieri, prietenul meu mi-a spus că el nu a spus nimănui secretul meu. In the past, yesterday. Stop telling lies. Nu mai spune, oprește-te, nu mai spune minciuni. And the last one, mom usually tells us
stories before bedtime. De obicei, mama ne povestește, ne citește povestiri înainte de culcare. Okay, I think you did great, children. Let's move on to the next slide with more examples on say and tell. Okay? Let me start off. Of course. Some examples here are, she told me her name. We said goodbye to our cousins. Please, can you tell me the time? Do you think she's telling the truth? And my mother told me to wash my clothes. Okay, so she told me her name, from the expression to tell one's name. She told me her name. Mi-a spus numele ei. We said goodbye to our cousins. Am spus la revedere, ne-am luat la revedere de la verișorii noștri. Please, can you tell me the time? Te rog, vă rog. Te rog, îmi poți spune cât este ceasul? Do you think she's telling the truth? Crezi că ea spune adevărul? My mother told me to wash my clothes. Mama mea mi-a spus, sau mi-a cerut, asked me, demanded me to wash my clothes. Mi-a cerut să îmi spăl hainele. Okay, Akshay, will you please read the examples on say and tell? These are a few rules about say and tell. Let's follow them. Tell is used with an indirect object. I told her the story, why don't you tell him the truth? And say is usually used without an indirect object, such as John said to Sarah that she was beautiful in her red dress, and I have just finished doing my homework, he said to his mom. Thanks a lot. Okay, let's move on to the next slide. So after we have gone through all these rules and all these expressions of the direct speech, let's do another practice. Let's practice a little bit more. Complete the sentences with the correct names. Trebuie să completați propozițiile cu numele corecte. Până acum am vorbit despre reguli, am vorbit despre expresii cu say and tell. Acum putem să facem acest exercițiu împreună. Veți vedea, sunt 6 persoane, 6 copii, adolescenți, care vor să afle câte ceva, da, de la altcineva. Elena, Radu, Ioana, Tudor, Mihai și Maria. În partea din dreapta aveți propozițiile unde va trebui să completați cu numele copiilor care vor să știe anumite informații. So this is asking for information. Please. Let's see what Elena says. Elena, what time does the film start? So, who wants to know what time the film starts? Okay, I think it's the first one. Elena. Yes. Elena wants to know what time the film starts. La ce oră începe filmul? Întreabă Elena. Elena vrea să știe la ce oră începe filmul. Elena wants to know what time the film starts. Elena vrea să știe la ce oră începe filmul. Radu, did Mr. Popescu give any homework today? What does Radu want to know? I think it's the second one. Radu wants to know whether or if Mr. Popescu gave any homework today. Okay, thanks a lot. Radu, ce întreabă Radu? Ne-a dat domnul Popescu teme astăzi? Did Mr. Popescu give any homework today? Ne-a dat domnul Popescu teme pentru astăzi? Radu wants to know whether if Mr. Popescu gave any homework today. Radu dorește să știe dacă domnul Popescu l-a dat teme astăzi. And Ioana, have you got Elena's email address?
So, what does Ivana want to know? Ivana wants to know if her colleague has got Elena's email. So, number three should be Ivana. Correct, Gabriela? Yes, of course, I totally agree. Sunt de acord. A treia propoziție este cea corectă. Ce dorește Ivana să știe? Have you got, ai primit adresa, ai adresa Elenei, adresa de e-mail? So, have you got Elena's email address? Ivana wants to know if her colleague has got Elena's email. Ivana dorește să știe dacă colega ei are e-mailul Elenei. Tudor, when was the Battle of Waterloo? So, Tudor wants to know when the Battle of Waterloo was. I think Tudor will come at number four. At number four. Good. Ce vrea să știe Tudor? What does Tudor want to know? When was the Battle of Waterloo? Când a fost bătălia de la Waterloo? When was the Battle of Waterloo? So, in the fourth position, Tudor wants to know when the Battle of Waterloo was. As you can see, there is a change, and we'll talk about it a little bit later. Veți vedea că există o schimbare din, de la forma interrogativă, de la întrebare, la forma de afirmativ. Cuvintele nu mai au aceeași ordine. So, Tudor wants to know when the Battle of Waterloo was. Vrea să știe când a fost bătălia de la Waterloo. Mihai, can I stay at Tudor's house tonight? What does Mihai want? He wants to know whether or if he can stay at Tudor's house tonight, which is number five. Number five. Ok, ce vrea să știe Mihai? Dacă are permisiunea, dacă poate să rămână peste noapte la Tudor acasă. Can I stay at Tudor's house tonight? Pot sta la Tudor peste noapte în seara aceasta? So, Mihai wants to know whether or if he can stay at Tudor's house tonight. Mihai dorește să știe dacă, whether, if, dacă poate să rămână peste noapte acasă la Tudor. And lastly, Maria. Is Elena going out with Radu? What does Maria want? Maria wants to know if Elena is going out with Radu at number six. Okay, very good. Thanks a lot, Akshay. So, what does Maria want to know? Ce dorește Maria să afle? Dorește să afle dacă Elena a ieșit afară cu Radu. Is Elena going out with Radu? Sau urmează, intenționează să iasă afară cu Radu. 6. Maria wants to know if Elena is going out with Radu. Maria dorește să știe dacă se va întâlni cu Radu într-o a date, on a date, dacă vor ieși împreună afară. Very good, children, you did very well. Let's move on. Let's see what is the last thing, slide containing this kind of exercise. Este ultimul slide care se referă la un astfel de exercițiu folosind vorbirea directă. Da? Ce veți avea de făcut? What are you going to do? What do you have to do? Ce va trebui să faceți? Connect each pair of boxes. Va trebui să asociați, să conectați ce aveți în partea stângă, vorbirea directă, cuvintele exacte spuse de cineva, cu mesajul acelor cuvinte. Da? Acestea sunt cuvintele spuse de cineva, sunt între ghilimele, iar în partea dreaptă este mesajul, nu cuvintele exacte. Let's take a sentence, for example, Akshay, shall we? Let's okay. take the first one. Good. I don't think I will do this, she says. So, a very simple way to do it would be to say, what does she say? She says that she doesn't think she will do this. Let's have a look here. B. She says she doesn't think she will do that.
Even this changes to that. Very good. Ok. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vorbirea directă. Nu cred că o voi face. Nu cred că voi face acest lucru. Spune ea la prezent. Spune ea. Teacher Akshay a găsit unde trebuie și a spus. She says. She doesn't think she will do that. Acesta este mesajul cuvintelor ei. Nu sunt cuvintele ei exacte. Acest lucru vrem să scoatem în evidență. Ea spune că nu crede că va face acel lucru. Observați, există schimbări pe care le vom discuta în continuare, cum ar fi pronumele, se schimbă din I in she, from the first person singular into the third person singular, din persoana întâi singular, persoana a treia singular, da? Și vom vedea, mai sunt și alte schimbări pe parcurs. Ok, let's take the second one. They have been waiting for an answer, they say. So what are they saying? They say that they have been waiting for an answer. This one seems a bit simple. Let's see that. Yes, it's very simple. Very easy. They say that they have been waiting for an answer. No changes? No changes. Deci observați că nu se schimbă, deci persoana întâi singular se schimbă în persoana a treia singular. Dar they rămâne așa. Da? Ei au spus că ei așteaptă un răspuns. They say that they have been waiting for an answer. Here. Ei au spus că vor aștepta, că așteaptă un răspuns. Ok, let's move on to the third one. And the third one is, I love my job, he says. What does he say? He says that he loves his job, I think. I think it's the first one. He says that he loves his job. Just a few changes. Okay. Bun. I love my job. The exact words of this girl sunt cuvintele exacte ale acestei fete, care, nu, el este de fapt, he says, sorry, îmi iubesc foarte mult slujba, spune el, noi vrem însă să reproducem cuvintele pe care le-a spus el, da? Și care este răspunsul? Răspunsul este, care l-am găsit, he says that he loves his job, the first one. El spune că își iubește munca. Ce observăm? Se schimbă persoana, din I devine he, da? Din love se acordă cu prima persoană, cu persoana a treia singular și devine loves, he loves, and my changes to his. Și al meu se schimbă în a lui. Deci sunt trei schimbări până în momentul de față, pronume, timp, da? Și adjectiv posesiv. I to he, love to loves, my to his. Ok. Great. What do you think, Akshay? Should we move on with another example? I think maybe we can take one more example. And of course. This one I'm sure the children will be able to solve. Okay. Let's have a look at this one. I need more time, she says. So when you simply say, what does she say? We get the answer. She says that. Can you find the answer from here? Okay, I think, yes. Correct. G. She says that she needs more time. Okay. Deci, I need more time, she says. Am nevoie de mai mult timp, spune ea. Eu am nevoie. Sunt cuvintele ei exacte, da? I need more time, she says. Noi vrem să schimbăm, să reproducem, să spunem ce a spus doamna respectivă. She says that she needs more time. Ea spune că are nevoie de mai mult timp. Cum observăm, se schimbă persoana, pronumele personal, I, she. Se schimbă timpul, need, needs. Și cam atât, deocamdată, pentru că nu mai avem adjective posesive sau adverbe de timp. I think we can
stop here with this exercise, and I think you will take it as a step further, yes, to the direct and indirect. Mm-hmm, good. I think you're right, Gabriella. I think the students must be having a slight idea now about direct and indirect speech, and they should be ready now for the next class. Okay, cred că elevii trebuie să aibă o idee generală despre vorbirea directă și vorbirea indirectă. Este o inițiere în vorbirea indirectă, ca să înțelegeți, din acest motiv am pornit de la videoclipuri, da? De la job interviews and quiz shows, to get a general idea of direct speech, pentru a înțelege mai bine vorbirea directă. Okay, kids, thank you for watching, and I hope you enjoyed our presentation. And see you next time, and I hope you've learned some rules in this lesson today. Goodbye. Thank you and goodbye. Tu mi-ai salvat viața. Eu voi face totul pentru a o salva pe a ta și pe a celor dragi nouă. Oricât de greu ne-a fost sau ne va mai fi, nu vom irosi efortul tuturor. Grija pe care ne-o purtăm va învinge virusul. Respectăm regulile, știind că doar noi facem să conteze viețile salvate. Doar noi aducem normalitatea mai aproape. În fiecare zi, ca o echipă. O echipă pentru viață. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Astăzi vă voi prezenta lecția Factorii geoecologici. Factorii geoecologici sunt acei factori care determină și influențează caracteristicile mediului înconjurător, sunt generați la suprafața Pământului și influențează repartiția viețuitoarelor și a omului pe planetă. Mediul înconjurător, ca parte a mediului geografic, este alcătuit din 6 componente: relief, aer, apă, sol, viețuitoare, omul și activitățile sale. Aceste componente ale mediului se grupează în 3 categorii. Factori abiotici, reprezentați de relief, aer, apă și sol, factori biotici, viețuitoarele și relațiile dintre ele, și factori antropici, omul și activitățile sale. Prima categorie, factorii abiotici, pot prezenta variații cu o anumită periodicitate ca urmare a alternanței zi-noapte, a succesiunii anotimpurilor, a mareelor, a direcției și intensității vânturilor și curenților oceanici. Aceștia se clasifică în factori cosmici, soarele. Soarele este principala sursă de lumină și căldură a mediului înconjurător, iar prin procesele termonucleare, câmpurile electromagnetice și radiațiile solare influențează toate procesele și componentele mediului. Radiația emisă de soare este reprezentată prin componenta luminoasă, lumina, care ajunge la suprafața terestră și prin procesul de fotosinteză de ea depinde dezvoltarea ecosistemelor, radiația ultravioletă, filtrată de stratul de ozon, și radiația calorică, ce determină variațiile presiunii atmosferice și circulația maselor de aer, precum și încălzirea scoarței terestre. Vă propun o situație problemă. Valorile radiației solare sunt mai mari în zona ecuatorială și se reduc treptat spre zona rece, unde bilanțul radiativ este negativ. Explicați diversitatea radiației solare pe Terra. A doua categorie de factori abiotici o reprezintă factorii climatici. Dintre aceștia menționăm lumina. Intensitatea luminii condiționează existența organismelor vegetale și animale, a omului și a activităților sale. Toate plantele verzi au nevoie de lumină pentru desfășurarea fotosintezei. Aceasta influențează și transpirația plantelor verzi, asigurând circulația substanțelor minerale spre frunze, unde se elaborează hrana. În funcție de intensitatea luminii la care s-au adaptat organismele, acestea se grupează în organisme fotofile și organisme ombrofile. Organismele fotofile sunt organisme care trăiesc în zona de stepă, de deșert, de sărături, care sunt iubitoare de lumină. Organismele ombrofile sunt organisme care se dezvoltă în condițiile unei iluminări reduse. Explicați influența luminii în migrația animalelor terestre și acvatice.
Temperatura este un alt factor climatic deosebit de important, având direct efect asupra viețuitoarelor și determinând distribuția zonală a acestora. Fiecare specie de plante are anumite praguri de temperatură care îi limitează arealul. De exemplu, plantele tropicale nu rezistă la îngheț, iar plantele din zona temperată își pierd frunzele pentru a rezista frigului. În funcție de temperatură, animalele își reglează ciclul de viață. Fiecare specie are un prag termic inferior și unul superior, așa se explică distribuția în latitudine a zonelor biogeografice. În funcție de temperatură, plantele se împart în patru grupe. Plante megaterme, adaptate la temperaturi de peste 20 de grade, cum sunt cele specifice zonei tropicale, palmier, bananier, acaju, palisandru. Plante mezoterme, adaptate la temperaturi între 15 și 20 de grade Celsius, specifice zonei subtropicale, smochin, măslin, portocal. Plante microterme, adaptate la temperaturi cuprinse între 0 și 15 grade Celsius, de exemplu coniferele, și plante hechistoterme, adaptate la temperaturi de sub 5 grade Celsius. Acestea sunt specifice zonei alpine, afin, merișor, licheni, salcie pitică. Datorită sistemului locomotor, animalele au posibilitatea de a se deplasa, adaptarea lor la variațiile termice fiind astfel mult mai facilă. După rezistența la variațiile de temperatură, animalele se clasifică în animale euriterme și animale stenoterme. Animalele euriterme suportă variații mari de temperatură, cum ar fi vulpea sau căprioara, iar cele stenoterme sunt sensibile la variații termice, precum foca sau maimuța. Precipitațiile sunt parte componentă a circuitului hidrologic, variațiile cantității de precipitații determinând adaptări ale plantelor și animalelor și asigurând rezervele de apă din hidrosferă, biosferă și sol. Cantitatea de vapori din aer și din sol permite adaptarea unor plante și animale, acestea agrupându-se în următoarele categorii. Organisme hidrofile, ce trăiesc în mediul acvatic, cum sunt algele, moluștele și cetaceele. Organisme higrofile trăiesc în medii cu umezeală excesivă, pipirig, rogoz, crocodil, hipopotam. Organisme mezofile, ce trăiesc în zone cu umiditate ridicată a aerului și solului, cum sunt gramineele și salamandra. Și organisme xerofile, rezistente la secetă prelungită, ce prezintă adaptări, cum ar fi transformarea frunzelor în spini pentru reducerea suprafeței de evaporare în cazul cactușilor, acoperirea frunzelor cu un strat de ceară în cazul portocalilor sau lămâilor, ori dispariția frunzelor. Vântul este un factor climatic care contribuie la uniformizarea temperaturii și umidității mediilor terei, reglează transpirația, înmulțirea și polenizarea plantelor. Înălțimea plantelor și extinderea lor mai mult pe o orizontală în regiunile cu vânturi puternice și frecvente din zona subpolară și alpină, de exemplu mesteacănul pitic, jneapănul, ienupărul, și animalele de asemenea sunt influențate de acțiunea mecanică a vântului, apărând adaptări structurale și comportamentale. A treia categorie de factori abiotici o reprezintă factorii orografici sau geomorfologici reprezentați de relief. Relieful impune anumite tipuri de mediu prin elementele sale. Altitudini, cele joase permit dezvoltarea așezărilor și exploatării agricole, cele înalte nu au rol favorizant, fragmentare și pantă, pantele mici sunt favorizante, alcătuire petrografică și conținutul de resurse, ce impun un grad divers de favorabilitate activităților economice, orientarea versanților, ce determină variații cantitative a radiației solare, a cantității de căldură, a indicelui de umiditate și a gradului de intensitate a vântului. Pe pantele cu expunere sudică sunt mai frecvente plantele xerofile, comparativ cu versanții nordici, unde este mai frecventă vegetația mezofilă sau higrofilă. Altitudinea determină etajarea climei, care atrage după sine o structură pe verticală a florei, faunei și solurilor, așa cum putem observa și în această imagine. Între 0 și 1600 de metri altitudine se dezvoltă zona forestieră, iar între 1600 de metri și peste 2200 de metri altitudine se dezvoltă zona alpină. În cadrul zonei forestiere, între 0 și 500 de metri
Este prezent etajul stejarului și gorunului, între 500 și 1300 de metri etajul fagului, iar între 1300 de metri și 1600 de metri etajul molidului. În cadrul zonei alpine, între 1600 de metri și 2200 de metri altitudine, se dezvoltă vegetație de șneapăn, arbuști și ierburi montane, iar la o altitudine de peste 2200 de metri apare vegetația ierboasă alpină. Factorii hidrologici. Apariția și menținerea vieții pe Terra a fost condiționată de existența apei în stare lichidă. Majoritatea plantelor terestre și-au dezvoltat o varietate de rădăcini, pivotante, ramificate, fasciculate, pentru a absorbi mai bine apa și sărurile minerale. Este important de cunoscut regimul scurgerii râurilor, intervalele în care se produc revărsări sau secarea albiilor, lacurile, importanța acestora pentru așezări, navigație, alimentarea cu apa a localităților sau a instalațiilor industriale, pânzele de apă subterane, utilizate diferențiat pentru consum, tratament sau industrie, mările și oceanele, ce asigură medii diferențiate de viață pentru multe organisme, unele dintre ele cu valoare economică, precum peștii, algele, mamiferele, și resurse minerale și de combustibil. Indiferent de starea de agregare, apa are roluri multiple, de termoreglare, de sinteză și transport a substanțelor nutritive sau este participant activ la procesele vitale. O altă categorie de factori abiotici o reprezintă factorii edafici. Aceștia includ stratul superficial al litosferei și materia organică. Solul este substratul hrănitor pentru asociațiile vegetale și faunistice, fiind alcătuit din particule anorganice provenite din alterarea rocilor și particule organice rezultate din descompunerea resturilor vegetale și animale. Compoziția chimică, conținutul ionic, structura și textura solului determină o repartiție neuniformă a plantelor și organismelor unor animale. Astfel, după conținutul în ion de hidrogen din solurile pe care se dezvoltă, se pot deosebi plante oxifile, care cresc pe soluri slab acide, cum e cartoful sau porumb, plante neutrofile, care cresc pe soluri cu reacție ionică neutră, cum este tutunul sau grâul, plante bazifile, care cresc pe soluri bogate în carbonați sau sulfat de calciu, cum este stajarul pufos sau păpădia. Nivelul de aciditate al solului în sistemele agricole are un efect fundamental pentru dezvoltarea plantelor și pentru capacitatea nutritivă. Importanța solurilor pentru faună decurge atât din structura lor fizică, cât și a vegetației fixate pe acestea. În funcție de modul în care își desfășoară viața, unele animale preferă solurile dure, precum șopârlele, iar altele trăiesc în mediul subteran, cum sunt cârtița sau râmele. Aerația solului favorizează oxigenarea acestuia, penetrarea apei din infiltrație, eliminarea excesului de dioxid de carbon, viața microorganismelor și a faunei din sol. Animalele se hrănesc cu vegetația care se dezvoltă pe solul cu o anumită compoziție chimică sau textură. Temperatura și umiditatea solului determină germinația, dezvoltarea și repartiția plantelor și animalelor, iar textura solului favorizează oxigenarea acestuia, infiltrarea apei și eliminarea excesului de dioxid de carbon. În continuare vom discuta despre a doua categorie de factori și anume factorii biotici. Factorii biotici au un rol hotărător în existența biosferei și reprezintă totalitatea relațiilor care apar între organismele vii care trăiesc într-un ecosistem. Factorii biotici se definesc prin relații reciproce dintre plante, relații fitogene, dintre animale, relații zoogene, dintre plante și animale, relații biocenotice. Relațiile fitogene pot fi de dependență directă sau de concurență. Relațiile de parazitism presupun o interacțiune între două organisme. Una dintre ele este parazitul, iar cealaltă gazda. Vâscul este considerată plantă semiparazită care preia substanțele nutritive de la arborele gazdă. Relațiile de cooperare apar atunci când unele organisme vegetale sau animale sunt utilizate drept adăpost de către alt organism ce aparține de specii diferite. De exemplu, polenizarea plantelor cu ajutorul insectelor. Relațiile de simbioză sunt asocieri durabile între două organisme de specii diferite care se avantajează reciproc, de exemplu relațiile dintre plantele superioare și ciuperci.
Relațiile de competiție apar între plante pentru ocuparea spațiului ori asigurarea cantității de lumină. De exemplu, plantele de cultură intră în competiție cu buruienile pentru lumină, apă sau substanțele nutritive din sol. Relațiile zoogene, relații de comensualism, apar în cazul în care două specii conviețuiesc pe același teritoriu, împart aceeași hrană și una oferă adăpost celeilalte, de exemplu, coralii oferă adăpost peștilor, iar peștii clovni sunt singurii pești cunoscuți care pot trăi între tentaculele anemonei. Relații de mutualism apar atunci când ambii parteneri profită de pe urma conviețuirii și sunt obligatoriu dependenți unul față de celălalt. De exemplu, termitele adăpostesc în intestin specii de bacterii care fac posibilă digerarea. Relații de concurență apar atunci când două specii au nevoie de aceeași hrană și același adăpost. Acestea sunt frecvente în cazul insectelor și păsărilor. Relații de parazitism apar când unele specii sunt exploatate de altele, de exemplu, tenia bovină sau căpușa. Explicați afirmația. Competiția reprezintă concurența între organismele care utilizează aceeași resursă de hrană, cu consecințe care constau în adaptare, migrații, delimitarea teritoriului și reglarea densității. Relațiile biocenotice reprezintă acțiunile exercitate de specii faunistice asupra vegetației sau invers, acestea influențând astfel distribuția organismelor în mediul înconjurător. Datorită sistemului locomotor, animalele au posibilitatea să transporte semințe sau părți din plante, modificând astfel repartiția acestora, iar unele plante nu se pot dezvolta în absența unor specii faunistice. A treia categorie de factori, factorii antropici. Factorii antropici sunt influențați de activitatea de transformare a omului asupra mediului. Acești factori se manifestă prin elemente majore sau fenomene și procese ale antroposferei, precum agricultura intensivă, cu accent pe chimizare, mecanizare, irigații, agricultura extensivă, cu defrișări, desțelenirea stepei și silvostepei, defrișarea, industria, ce a impus modificări în mediu prin exploatarea zăcămintelor, realizarea de baraje, platforme, diguri, introducerea în mediu a unui volum mare de noxe, deșeuri lichide și solide. Amintește-ți de la lecțiile de istorie ce schimbare importantă a avut loc în Neolitic. Cum s-a modificat modul de viață al oamenilor? Cum trăiau oamenii înainte de această perioadă? Hrănirea populației umane necesită creșterea suprafețelor agricole, îmbogățirea solului prin îngrășăminte artificiale și distrugerea dăunătorilor cu pesticide. Consecințele negative ale intensificării culturii au fost tăierea pădurilor și poluarea solului și a apelor. Folosirea pe cât posibil a unor îngrășăminte naturale și a prădătorilor naturali în locul pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor sunt exemple de metode ce pot fi utilizate în cadrul unei agriculturi ecologice. Creșterea consumului a generat supraexploatarea resurselor naturale prin defrișare, vânătoare, fie legală, fie ilegală, pescuit și pășunat excesiv. Vânarea excesivă a dus la dispariția multor specii de vertebrate, precum bourul sau pasărea dodo. Multe alte specii de viețuitoare sunt azi amenințate cu dispariția. Ce măsuri credeți că pot fi luate pentru a împiedica dispariția unor specii de plante și animale? Efectele activității umane asupra mediului. Societatea umană actuală, puternic industrializată și urbanizată, se confruntă azi cu o serie de probleme de mare amploare, precum defrișarea, ce duce la eroziunea solurilor, creșterea riscului inundațiilor, dispariția multor viețuitoare și extinderea deșerturilor, poluarea cursurilor naturale de apă de către apele uzate menajere și industriale, poluarea solurilor prin depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, poluarea aerului prin gazele rezultate din arderea combustibililor fosili, cărbune, petrol, ceea ce contribuie la schimbări climatice globale. Observă interiorul locuinței tale. Câte dintre obiectele care te înconjoară sunt din plastic?
Plasticul reprezintă o gamă diversă de materiale obținute din petrol și gaze naturale, începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea. Plasticul e nelipsit în societatea modernă, dar este deosebit de dăunător mediului, fiindcă este adesea depozitat în mod neadecvat sau aruncat la întâmplare și se descompune extrem de greu în timp foarte îndelungat. Propune două măsuri care ar putea duce la reducerea consumului de plastic de către oameni. Pe lângă plastic, oamenii produc anual o cantitate impresionantă de deșeuri care conțin resturi de mâncare, hârtie și carton, metale textile, sticlă și alte produse, unele extrem de poluante. Unele dintre acestea se descompun foarte lent și dacă sunt depozitate neadecvat, contribuie la poluarea mediului și afectează sănătatea oamenilor. Este necesară schimbarea comportamentului oamenilor pentru a reduce, a reutiliza, a colecta selectiv și a recicla deșeurile. Ce înseamnă colectarea selectivă? Dar reciclarea. La final vă propun realizarea unui proiect. Influența omului asupra mediului poate avea și aspecte pozitive. Documentați-vă din diferite surse și realizați un poster pe această temă. Puteți avea în vedere unul sau mai multe dintre următoarele aspecte. Salvarea unor specii amenințate prin creșterea animalelor în captivitate și eliberarea lor în natură, protecția speciilor autohtone, controlul incendiilor naturale, reîmpădurirea. Succes!